Echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București a terminat la egalitate 1-1 meciul amical disputat în cantonamentul din Antalya în compania echipei ruse sub 21 de ani Ienisei Krasnoyarsk. Cu o formulă schimbată față de ultimul meci, elevii antrenați de Marius Lăcătuș au început bine meciul și în minutul 5 Mărgărit a șutat pe lângă poartă din afara careului. Rușii au deschis scorul în minutul 25 dintr-o lovitură liberă, urmarea unui fault făcut de pădureț în marginea careului pentru care a și primit cartonașul roșu. După pauză, Lăcătuș a schimbat aproape toată echipa iar roșii albaștri s-au instalat în terenul advers. Egalarea a venit în minutul 62, când juniorul de doar 19 ani, Adrian Ilie, a reușit să înscrie direct din corner primul său gol pentru echipa de seniori. Eu trebuie să bat, bineînțeles, o lovitură de pe dreapta, iar a fost o lovitură centrată, șutată, bineînțeles, și asta a fost de acolo. Când noi avem mai multe scheme și astăzi a fost și a bună. Fotbaliștii militari au dominat în continuare jocul, dar Alin Predescu a ratat de mai multe ori desprinderea, loviturile sale de cap fiind prinse de portarul rus. Ultima ocazie a meciului a aparținut tot Stelei, care în minutul 70 nu a reușit să marcheze atunci când Florin Răzdan a scăpat singur cu portarul advers. A fost un meci greu, o echipă solidă, o echipă bună, dar ne bucurăm că am reușit să începem a doua repriză mai bine și să reușim să egalăm. Puteam, zic eu, să câștigăm acest, acest meci, am dominat, am avut destul de... Multe ocazii, dar nu a vrut să intre mingea în poartă. Ultimul meci amical al steliștilor în cantonamentul din Antalya va avea loc joi în compania unei echipe din Georgia.